să rămână. Să rămână. Aoleu, să dea Dumnezeu sănătate. Ia zi, chiparul, Slay, cum te ajută? Lasă-mă să ghicesc. Hai, o problemă. Da, de unde ai știut? Păi nu de asta ai venit la mine, că ai probleme. Ba da. Ia zi, mâncață-și. Că stau și mă uit la tine. Ai probleme în dragoste. Da, să știți că chiar am, da. Așa-i că te-a trimis prietena? Nu. Amanta? Nu. Soții? Da. Era sigur, ai văzut ce te-a înghicit? Ha, cu toate că după îmbrăcăminte parcă te-a trimis soțul. Ia zi, ce anume ți-a zis soția? Păi nu prea multe. Am întrebat-o ce are, ea mi-a zis ia ghicești și am venit la cineva care ghicești. Că, na, pe săptămână nu mai dau seama ce are. Ha, dar cum a început treaba asta? Am venit acasă, am salutat-o și s-a supărat. Când ai văzut-o așa nervoasă, cum era? Ia zi, în picioare sau jos? Stătea jos. Pe canapea sau pe scaun? Pe canapea. Aha, picior peste picior sau crăcănată? Picior peste picior. Stângul peste dreptul sau dreptul peste stâng? Dar ce importanță are? Dar pui la îndoială ghecetul meu! Zici ce te-am întrebat? Dreptul peste stâng. Aoleu, eram sigură! Nu știu ce are. A, nu! Ne-am amintit acum. Era crăcănată. Păi, fii atent! Dacă stătea așa crăcănată, cu aia slobodă ca câinile, înseamnă că ai cununia dezlegată. Deci dacă era crăcănată, înseamnă că aștepta ceva de la tine. Și ea, în schimb, să-ți dea ceva de la ea. Ia gândește-te tu, Matalii, ce zi era, pentru că în funcție de zi găsim și soluții. Era... Dar stați, despre ce soluții vorbim? Păi ce soluții avem? Îi cumperi aici un cadou de pistonemania.ro. Au tot felul de cristale și de cadouri din Feng Shui și tot ce vrea sufletul tău în funcție de greșeala pe care ai făcut-o. Nu mai bine ce se potrivește. Păi cum adică? Uite, de exemplu, globul de cristal, pentru că este limpede ca cristalul, că e greșit. Ah, aha. Hai, piatra soarelui, că este clar ca lumina zilei, că ești prost în soarele mătii. Cred că am fost. Uite aici, poți să-i faci o declarație, mâncățăș. Hai, piatra angelic, ești ca un înger pentru mine. Și mai ești și piatra obsidian. Hai, sunt obsedat după tine. Aha. Și desigur, piatra de topaz. Asta ce înseamnă? Adică, ești topaz. Și chiar topaz imperial, adică direct regine imperial. Dacă iei un cuarț roz, viața ta cu ea este roz. Ah, am înțeles. Sau piatră de berile. Când stai cu băieții și uiți să numeri berile. Se mai întâmplă, da, da. Iar dacă ai greșeli mici, bețișoare parfumate, dar la ce greșeli ai făcut-o, sigur sunt măr. Trebuie să iei paloș parfumat. Da, doamnă, am înțeles, există soluții, bine. Deci, hai să reluăm din nou, că mai iasă capul. Cum stătea ea așa, crăcănată? Ce zicea? Păi cum stătea crăcănată, i-am zis, vai dragă, ce picioare frumoase ai. Și ea? Și ea a zis, mulțumesc. Și eu am zis, semem Cristiano Ronaldo. Și au zis, poftim? Și eu am continuat și am zis, da, dacă mai faci puțin în sala, ai să fii la fel de bună ca prietena ta Mirela. Și s-a spus fără motiv. Da, fără motiv. Fără motiv. Da, da, prost ești. Puh, du-te de aici, dai drumul, du-te și cumpără piatra lunii. Știi de ce? Că ești prost ca noaptea și cumpără-le pe toate. Dai drumul de aici și roagă-te la bunuțul Dumnezeu și mai cuța drumul. Să nu dea cu chiatrele întâi, puh, să alerg și eu cu câinii mei. De faci chișoare ca ai Cristiano Ronaldo. Păi, dar ce v-am, dar ce am zis? Ei, mă-ntreb ce ai zis, mâncați-te dacă nu dau cu globul după tine, pleacă de aici. Și dă-mi și bani, hai lasă-i acolo că ți-a înghicit. Fai de mine alta care s-a supărat, păi ce dracu-i pot fac? Sictir. Ce dracu s-a supărat? Aaaa. Chiar că-s prost. Păi cum dracu să nu se supere femeia că i-am spus că are picioare ca Cristiano Ronaldo? Tâmpit și eu. Toată lumea știe că mi-e se arată mai bine.
că nu încep să te alerg eu cu tot cu câinii și mâințele. Ce te alerg de faci chișoare ca Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Mă ții banca bancari, care nu înțelegi piatra lunii. Și nici pe ea. O doamnă, ce p***a. Îi cumperi un cadou de pe stonemania.ro. Stonemania. Stonemania. Îi cumperi un cadou de pe stonemania. Mania.